Fenomenul numit opera de trei parale se poate vedea și asculta mâine și duminică seară în premieră la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. Spectacolul promite tocmai pentru că piesa, chiar dacă are aproape 100 de ani, parcă e scrisă azi. O operă de trei parale de neratat, regia fiind semnată de Gelu Colceag, iar din distribuție i-am spicuit pentru dumneavoastră pe Marius Manole, Medea Marinescu, Mircea Rusu. Domnilor! Ce-ai spus, soată? Domnilor! Dacă nimeni nu mai vrea să mai declame ceva, atunci am să vă prezint eu, așa cum voi putea, o mică scenă. Bertolt Brecht este cel mai jucat autor după Shakespeare. Teatrul epic, așa cum îl știm azi, lui îl datoram. În germană se numește Verfremdungseffekt. Înseamnă că se scrie o piesă realistă, realist psihologic, ca orice piesă de teatru, iar la sfârșitul ei se trage o concluzie și acea concluzie este cântată. După fiecare scenă are o întrerupere în care se explică muzical ce s-a întâmplat. Teoria fiind explicată, opera de trei parale rămâne exemplul perfect, incontestabil și invariabil. Păi se joacă de 100 de ani pentru că se pare că viața noastră nu prea s-a schimbat în 100 de ani și că corupția e tot acolo. Se pare că cei care au succes sunt tot oamenii care n-au școală, au școala vieții, cum spunem noi. Prostituția există, corupția există, polițiștii corupți există, totul există, nu s-a schimbat nimic. Când nu se va mai juca această piesă, atunci înseamnă că lumea e bine. Din păcate sau din nefericire, această piesă va avea succes încă 100 de ani de acum încolo. De profesie medic, Brecht virează către poezie, dramaturgie și regie cu ușurința înghițirii unui hap mult așteptat. Personajele sale nemuritoare sunt azi mai sănătoase pentru teatrul de calitate ca oricând. Eu joc pe Lucy, este una din iubitele lui Mechișiș, rivala lui Poli. Trebuie să spun că eu n-am văzut spectacolul din 64 și se pare că montarea de atunci era o montare foarte modernă. Așa mi se pare că este și cea de astăzi. Are un decor extrem de spectaculos, extrem de grafic și foarte modern. Venim cu propria noastră experiență, cu propria noastră înțelegere a lui Bertolt Brecht din 2024. Ca un plus notorietății sale, ispita operei de trei parale de la Teatrul Național din București este regia spectacolului, semnată, cum altfel decât în manieră proprie, de Gelu Colceag. Ăsta este un text care se montează ciclic, pentru că, după opinia mea, ciclic revin problemele. Mă gândesc la textul ăsta de un an, mă las purtat de text, deci văd ce se întâmplă acolo. Era un text care îl cunoșteam, l-am revăzut, l-am recitit, l-am redescoperit. Am retradus chiar textele cântecelor, songurilor, tocmai pentru că, în primul rând, a pornit într-o necesitate. Când se potriveau prea bine pe muzică, pe urmă, mi-am dat seama că era o traducere făcută în anii 50, prolet cultistă, și erau chiar schimbate sensuri, sensuri profunde. Ca, de exemplu, în textul lui Brecht este de ce trăiești un om ca să-ți jefuiască și să-l lovească pe aproapele său și în traducerea din 50 în limba română era din ce trăiește un om, din munca amară a proletarului care, vă dați seama... Ați corectat. Evident. Pe drumul, te culci tot.